În acest weekend Timișoara a găzduit a 29-a expoziție canină și primul concurs internațional, Timișoara Winter Trophy, organizată de Asociația Chinologică Timiș. Evenimentul a fost un succes prin prezența a 500 de câini care au fost premiați pe grupe de categorii și rase în decursul celor două zile, astăzi fiind desemnat cel mai frumos câine din 2013 din România, dar și cel mai frumos câine la nivel internațional. Reușită, e mai bine că s-a împățit pe două zile, anul trecut a fost destul de înghesuit și anul ăsta e ok. Cu ce rasă ați venit? Suntem cu caniș de talie medie, ea o cheamă Pinky, are 20 de luni, am participat și ieri la turneul campionilor și astăzi am participat la Cacib și și-a luat clasa. Excelent, ceea ce e Cacib. Acum așteptăm să intrăm în ring la Junior Handler, o să intre cu fetița. Foarte reușită, au participat câini de valoare foarte mare și per total a fost un mare succes pentru toți. Ne puteți spune ce rasă este? Cocker American. Ați fost și anul trecut? Da, dar cu alte exemplare. El este un puppy și a fost prima lui expoziție, unde a și câștigat titlul de Best Puppy și așteaptă Best in Show-ul. A fost destul de bine. Au fost câini din toate rasele. Noi, participând la grupa a treia, adică cu terieri, am avut o concurență destul de mare. Foarte reușită! Ați fost și anul trecut? Da, am fost și anul trecut. Puteți spune ce rasă este? Da, e un malamut de Alaska. Eu am prezentat Canisa Rega Voice cu rasa Shih Tzu. Este o rasă foarte frumoasă, foarte cu minte. De adevăr, este claxonul casei, dar nu fac prostii. Și nu pierde păr, deci blană. Au fost și premiați? Da, pe măsura lor s-a fost premiați. Juriul a avut în componență 5 arbitri, 2 din Slovenia și 3 din România. Față de anul trecut când a fost o expoziție națională, anul acesta este o expoziție internațională și este o premieră în România, pentru că a fost o expoziție organizată pe două zile. Ca număr de participanți, nu am avut așa de mulți ca la o expoziție de primăvară, dar sunt cu 100 de câini mai mult decât anul trecut.